Salutare, prieteni! Astăzi vă invit la o partidă de pescuit la Știucă. Suntem în apropiere de Târgoviște, pe New Lake Lazur 5. O baltă concepută inițial pentru crab, dar care a fost populată și cu știucă. Și în sezonul rece se poate pescui și la știucă aici. La prima vedere arată destul de bine balta, foarte, foarte frumos amenajată. Sunt curios să văd dacă avem ceva activitate astăzi. E destul de rece afară. Cred că sunt în jur de 1-2 grade. Poate și puțin vântul, dar sperăm să prindem măcar un pește. O să-mi caut un loc și mă voi apuca de treabă. Hai să vedem ce reușim să facem. Și pe drop shot voi folosi niște călige mărime 2x0 pentru că este minimul pe care îl putem folosi aici. Un plumb de 7 grame. Am legat cărligul cam la 20 de cm de plumb. Ca și cum voi folosi acest jester fish. Cam așa arată. O să înfig cărligul în cap. Doar în cap, în felul ăsta are o mișcare foarte, foarte reală în apă. Hai să vedem dacă facem ceva treabă cu el. Da, știu că e. Să mă apropie. Da, mușică. Este... Și prima mărliță pe ziua de azi. Luată la drop shot. Cu grijă să nu o rănesc. Bun. Nu știu cât să zic are. 40 de cm pe acolo. Da. Hai să și eliberăm. Și să mai continuăm. Hai, fugi. Poate reușim să mai prindem una, două. Da, tot știu că să-mi iau ciocul. Este a doua. Tot pe drop shot. Se pare că e varianta câștigătoare astăzi. Da, cam asta e. E ciudat că e foarte lungă și foarte slabă. Cred că aici e și mușcat un pic. Cred că n-am mâncat prea bine zilele astea. Hai să-i dăm drumul. S-a dus. Bun. Mai găsit aici un loc interesant în colț. Hai să fac
și aici vreo 3 lansări. Aici e mea din capa. Hai că am reușit să prind una și mai frumoasă un pic. Asta are irănită la bot. De că n-a înghițit foarte, foarte bine. Să-i scot cu grijă cârligul. Cam asta știu că foarte, foarte frumoasă. Nu mai stau să o măsor pentru că am ținut-o destul pe mal. O să o eliberez rapid, rapid, rapid. Hai să vă ieși de-n drum aici. Super. Hai să mai continuăm un pic. După ce am eliberat, știu că mi-am dat seama că aveam camera oprită și nu am reușit să filmez drill-ul. Dar asta e important, că am prins una frumoasă și am reușit să o scoatem la mal, am reușit să o eliberăm în siguranță. N-am măsurat-o, nu știu exact câți centimetri avea, probabil în jur de 70. Oricum, e bine, e bine până acum, am luat 3 știuci. O să mai continuăm un pic, poate reușim să mai prindem ceva. S-a încălzit afară, nu am mai avut activitate, dar nu pot să mă plâng. Dimineața am reușit să prind 3 știuci, am avut câteva atacuri, eu sunt mulțumit. Cam aici se încheie partida noastră, noi rămâne să ne revedem data viitoare cu noi clipuri. Până atunci, eu vă salut și toate cele bune. Respect!